scandal pe referendumul pentru familie. Dragnea Tăriceanu, acuza-i de ipocrizie, sunt modele pentru ce au mai multe cesnicii la activ. Deputatul USR, Matei Dobrovie, i-a acuzat de ipocrizie, joi, pe Liviu Dragnea sublinierei pe Celin Popescu-Tăriceanu, pentru ce susțin familia tradițional, de sublinierei au fost cesătorici de mai multe ori. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței pentru organizarea referendumului pentru cesătorie. Sunt anumiți actori politici, liderii coaliției PSD-ALDE, care sunt Maria Pretoriei familiei tradiționale. Ia ce Liviu Dragnea organizează un mega meeting în luna mai. Domnul Liviu Dragnea sublinierei domnul Tăriceanu sunt apretorii familiei în car, sunt unii subliniere de modele de familie, pentru ce au mai multe cesnicii la activ. Este o ironie fin, care devaluează o stare de ipocrizie, pentru ce dumnealor se dau Maria Pretoriei familiei, a declarat, joi, deputatul USR, Matei Dobrovie. Conform Mediafax. Potrivit acestuia, PSD s-ar fi folosit de inițiativa organizării referendumului pentru familia tradițional pentru a abate atenția de la alte subiecte. PSD a încercat să folosească această inițiativă cecenească. Referendumul pentru familie, de câte ori a vrut să abată atenția de la problemele zilei. De exemplu, pe ordinea de zi era în discuție pilonul 2 de pensie, este discuția despre ordonanța privind codurile penale sau problemele salariilor din sănătate, a mai declarat Dobrovie. Matei Dobrovie a precizat faptul că el este un susținător al organizării referendumului pentru familia tradițional, în ciuda faptului că partidul din care face parte s-a poziționat împotrivă. Poziția mea personală, sublinierei aici vorbesc strict personal, sunt pentru această inițiativă. Vorbesc în calitate de deputat USR. Partidul s-a poziționat împotriva acestei inițiative. Nu suntem într-un conflict, pentru ce suntem un partid democratic cu opinii libere, a mai declarat Dobrovie.